Guvernul va avea ședința azi de la ora 13, reuniune care coincide cu ultima zi a sesiunii extraordinare a Parlamentului. Întrunirea vine în contextul în care, în spațiul public, au apărut informații referitoare la emiterea unei posibile ordonanțe de urgență pentru amnistie și grațiere. Ministrul Justiției Tudorel Toader a declarat azi că niciun procuror nu s-a înscris până în prezent în cursa pentru șefia DNA, însă are convingerea că numărul candidaților va fi mai mare decât cel de la concursul pentru funcția de manager al DICOT, când au fost 2. 13 muncitori au fost răniți azi după ce autobuzul în care se aflau a suferit avarii la sistemul de răcire și le-a provocat arsuri la picioare. Incidentul a avut loc pe raza localității Sânt Paul din județul Mureș. Florin Morariu, supranumit Eroul cu făcălesc de la Londra, va primi distincția The Queen's Commendation for Bravery din partea Marii Britanii pentru faptele de care a dat dovadă în timpul atacului terorist din iunie 2017 de la Borough Market. Primarul orașului Bălți din Republica Moldova, Nicolae Grigoreșin, a avut nevoie de translator pentru a se putea înțelege cu ambasadorul Japoniei la Chișinău, Masanobu Yoshi, deși acesta vorbea foarte bine limba română, informează Radio Chișinău. Iar Monitorul Apărării scrie că președintele american Donald Trump a afirmat că Moscova a asistat acțiunile împotriva Statelor Unite, deși serviciile secrete americane atrag atenția că ingerințele ruse continuă. Liderul de la Casa Albă a subliniat totodată că a avut cea mai dură abordare față de Rusia. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.